Împărțiți în provincii separate între ele prin grani
păzite și atunci cu forța și cu strictețea cu care sunt acum văzute granițele. Dar în orice caz, România era împărțit sub diferite stăpânii. Erau existente provinciile românești, una care se numea Țara Românească, sau Muntenia, sau Valahia, și care își avea capitala la București sau la Târgu Mureș, sau la Cătatea Arbării, indiferent de unde am fost. Toți erau uniți între o altă. Apoi era provincia Moldovei, în care Dulcea Dumnezeu a avut un leagăn atât de bine cunoscut de toată lumea și unde au strălucit domnitori ca Sfântul Voievod Ștefan cel Mare sau Petru Rareș sau ca înțeleptul Cantemir, unul din adică unicul nume de român care figurează pe pereții Bibliotecii Naționale din Paris, alături de cele mai strălucite nume a înțelepților și a oamenilor de știință din vremea aceea. Și încă alții ar putea fi enumerați ca fiind domnitori în Moldova sau ca cei care au plămădit și au făurit frumoasa limbă românească, transcriind-o în gradul dulce al românilor. Apoi era provincia Transilvaniei, care era stăpânită mai rău decât celelalte două, care erau nu sub suveranitate turcească, fiindcă ei nu și-au pierdut niciodată independența. Erau numai sub protectorat turcesc, erau sub suveranitate, nu suveranitate, sub suveranitate turcească, plătind pentru această ocrotire zilnice un bir destul de mare, dar și avea independența și domnitorilor. Pe când în Transilvania era o situație foarte tristă. Acolo românii erau iobași, erau legați de pământ și pământ românesc nu era proprietatea, era proprietatea grofilor unii sau absoluti, care puteau dispune și de viața absolutilor, care erau obligați, în schimbul faptului că locuiau pe pământul românesc al lor, să plătească virul destul de greu din munca lor de fiecare pentru stăpânitorul, pentru domnul de pământ, cum se spune, și spre marea admirare, erau obligați în contractele pe care le făceau cu stăpânirea să le plătească din cadrul timpului până și proaștele toate, care erau un animal așa de rar, care trebuiau să-l caute ca să-l ducă stăpânului. Ori aceste trei provincii românești mari, ca să nu vorbim de ele, sunt atașate, apoi celelalte, Bucovina, ținea de Moldova, Banatul și Crișana și Maramureșul de Transilvania. Toate erau supuse aceleași regim ca și fiecare de care aparte.
acestor despărțiri politice, să zicem, nu în sensul politic de altfel, e părțirea administrativă, în ciuda tuturor acestor situații triste, românii se simțeau între o altă, întotdeauna acasă. Erau conștienți că ei au izvorul din același loc, din ceea ce a fost dat roman și din aceste două rame puternice în istorie s-a născut poporul român, fără să aibă o dată de naștere. Își știe numai Dumnezeu când și cum a crescut un popor nou, cu o limbă frumoasă românească, care a moștenit limba dacilor, care a fost întotdeauna prezenți pe pământurile stăpânite de români și romanii care au venit și în mare parte s-au așezat aici, în această împreunare de două popoare puternice, s-a născut un alt popor care a fost binecuvântat de Dumnezeu cu multă suferință. Și din această suferință care a durat în viață, s-a întâlnit convingerea că numai împreună, fiind uniți într-o singură țară, vor putea veni din istorie. Și când au ajuns la trupa aceasta mare, a cel mai frumos an din istoria românilor, 1918, în clipele acelea, România au putut constata că sunt singurul popor din Europa care n-a migrat niciodată, n-a plecat niciodată de pe vatra lui și, în ciuda tuturor suferințelor care au venit, au rezistat, au înfruntat întregile, s-au întâlnit în conștiința lor că sunt români și că au aceeași origine și a ținut împreună uniți originea sângele lor, dacoroman, i-a ținut împreună limba pe care o vorbeau, limba nouă românească și a ținut mai ales cea care i-a învățat să creadă în Dumnezeu unul singur din trei persoane, i-a ținut credința ortodoxă. Și în mijlocul unei mări de popoare slave, în mijlocul unor furtuni care se abăteau din toate părțile asupra lor, această credință ortodoxă i-a ținut uniți, chiar dacă erau despărțiți de granițe, i-a ținut împreună, chiar dacă alții căutau să-i dezbine, i-a ținut întâși în fața pericolilor, chiar dacă posibilitățile lor erau uneori foarte reduse. Dar credința puternică în Dumnezeu și în rolul lor de mijlocul acestei credința puternică că Dumnezeu le dă și suferință, dar nu mai mult decât poate să ducă. Și în felul acesta au răzbit prin toate furtunile și au ajuns ca la 1 decembrie 1918 să trăiască clipa cel mai frumos an din istoria României. Nu a fost ușor. Și
de-a lungul istoriei, noi cunoaștem cât de multe au dus domnitorii români ca să țină împreună pe cei care purtau acest nume de român. Și așa îi cunoaștem pe Mircea cel Bătrân sau cel Mare, pe Ștefan cel Mare, pe Mihai Mureanu, care, cunoscând istoria profundă a neamului românesc, din care dorința de a se uni toate provinciile împreună era o permanență în gândul tuturor, dar nu puteau primi și atunci singurul care a reușit să arate oarecum lumii întregi pentru o clipă chiar faptul că românii de pregătire sunt un singur popor. Așa Mihai Mureanu a ajuns ca în 1600, în iunie 7, să scrie cel din plin document în limba română în care se afirma de către un domnitor că este domnul al țării românești, al Moldovei și al Transilvaniei. Dar acest vis împlinit atunci n-a ținut bine ca o clipă, fiindcă crunta dezbinată i-a secerat pe toți cei care îl susțineam pe Mihai Mureanu și el însuși și-a pierdut capul pe când i-a trăit și în felul acesta s-a destrămat un vis al istoriei, dar care a rămas ca o fărbie strălucitoare a istoriei și ca un îndemn pentru toți românii să creadă pe mai departe că va veni o zi din ceea ce a realizat pentru o clipă Mihai Mureanu, va fi realizat de altcineva pentru veșnicie. Și așa asta s-a întâmplat la 1 decembrie 1918, în anul cel mai apăreau adesea
dar nicăieri nu au fost atât de puternice ca cele trecute în Transilvania. Deoarece în Transilvania, erodirea românilor era mai grea decât în țările românești. Acolo, în țările românești, erau oarecum la ei acasă, chiar dacă erau iopaci, chiar dacă erau legați de mașini pe care trăiau, dar puteau să vorbească liber, să se fie liber, să-și construiască biserici, dar care să nu treacă de înălțimile moscheilor turcești. În Ardeal însă, suferința era grea, fiindcă o impuneau străini, care nu numai căscuau roata muncii, dar căuau și dreptul de a vorbi, de a termina în propria tată. De aceea, în Ardeal, până de zi, n-au existat episcopi, deși până la 1700, întreg poporul din Ardeal, mântuiseau credința ortodoxă. Oriunde ar fi românii, toți erau ortodoxi. Dar preoții lor erau hotărâți, fie în țara românească, care cum ajungeau să facă cu geacetul voi episcop, așa cum au episcopii care urmau din țară, care le rânduiau preoți și de ce erau preoții destul de rari și nu cu învățământ, cu termeni teologici, cum sunt astăzi pregătiți preoții în atât de multe școli. Erau mai puțin învățați în cele ale vieții, dar mult mai puternici în cele ale sufletului. Și ale inimii erau mult mai legate și de credință și de neamul bunurilor vieții. Și de aceea erau și capabili de jertfă și de luptă, pentru că a luptat din toată inima, cu tot entuziasmul, înseamnă a te jertfi. Dacă erai împins, atunci erai un sacrificat. Dar nu erau obligi. Pe toți îi purta aceeași îndrăjință și același ideal pentru a ajunge împreună cu toți fratele de pretutindeni. De aceea, când nu mai puteau răbda, atunci se răzbunau. Și atunci se întâmplau lucruri triste și vădămătoare, pentru că erau și ucideri, și de o parte și de alta, și atunci erau sacrificați uneori oameni nevinovați, pe care întâmplarea îi aducea în calea răzbunată. Și vinovați nu erau nici răzbunați, nici ascultători, ci erau împrejurările economice pe care nu le puteau schimba, deși doreau din toată inima să se unifice țările românești. Ce era însă caracteristic pentru vremurile acelea era faptul că erau toți entuziaști în lupta lor. Nu se gândeau niciodată când porneau la drum, nici ce vor mânca, nici cu ce se vor îmbrăca, dar afirmau puternic
Erau trei naționalități care au făcut unii ori trigul național. O unire dintre ei, între unul, germani și ceilalți, ca să-i asuprească pe români. Și pe ei nu-i primeau cu acelea drepturi pe care le aveau cele trei naționalități. De aceea, românii s-au simțit întotdeauna nedreptățiți și dornici de a se schimba. Și cei care au luptat mai mult pentru a deschide ochii românilor de orice orientare ar fi fost, de orice situație socială, că erau țărani, că erau terorezi, că erau intelectuali, cei care realizau oarecum o unitate între toate aceste forme de existență, erau preoți. Și în ciuda faptului că foarte târziu au ajuns să primească învoirea de a avea școli pregătitoare pentru preoți și pentru învățători, cei care au fost la aceste școli au devenit ca niște apostoli, așa cum Mântuitorul și-a trimis apostolii în mijlocul lumilor, fără traiste și fără îndoială. Așa și preoții și învățătorii români aveau de luptat cu sărăcia și cu nevoile, dar n-au renunțat niciodată la lupta lor de luminare a satelor. Și în felul acesta, românii, ascultând de acum slujba în limba lor românească, ascultând predicile și învățăturile pe care le răspundeau preoții, au ajuns să simtă și să trăiască dorința de a fi o țară unită. Și îmi vine în minte acum să spun că întâi preoții românilor erau pregătiți mai ales în mănăstiri, erau pregătiți. Mai apoi învățau la Carlos, la Patriarhia Sârbească, nu li se spunea că sunt români pe care trebuie să fie uniți, ci se spunea doar că sunt datori să creadă în credința ortodoxă. Însă au obținut prin lupta lor dreptul să aibă o școală pregătitoare de preoți la Sibiu și mai apoi o școală pregătitoare la Arad. Până în mine s-au organizat și altele. Pentru unitatea tuturor românilor a venit însă în 1700 o lovitură grea. Până atunci în istorie, în valul acesta de greutăți pe care le-au avut de înfruntat cu năvăliri, cu hoaie de barbari care au trecut peste țară, românii pretutindeni au rămas mereu ca și pietroaiele care rămân puternic stabilite în locul lor după trecerea revărsărilor de apă. Pentru că erau
Și dezunirea aceasta este a turmării până în zilele noastre. Că și acum, față de orice sunt, tot dezunirea și în lupta pentru unitate a fost totdeauna o diferențiere dacă ești unință, dacă cu toate acestea, românii au fost înțelepți și n-au ținut de greutățile acestea. Și le-a dat Dumnezeu îndrumători și profesori, cum au fost la Arad, la școala pregătitoare de preoți și învățători. Profesorii Roman cel Mare și Vasile Marcu. Acești doi oameni înțelepți și buni români au ajuns să fie stăpâniți de dragostea de țară și de biserică, mai mult decât de dragostea de propria lor. Și au întâlnit cu tot sufletul luptei pentru unitatea României. Pe vremea aceea, biserica era factorul cel mai puternic care lumina viața românilor.
creu în cei care și luptând pe locurile lor de existență. Biserica din fiecare stat, atât cât era de sărată și de plinșoară, fiindcă toți erau pe pământ românesc, dar stăpâniți de grozi străini care le luau tot românesc. Din ceea ce le rămâneau, ei își susțineau și își construiau biserică și școală. În biserică se participe la scurte să se împărtășească și în școală să se lumineze ca să poată scrie și să citească. Și toate le plătea biserica, adică comunitatea credincioasă. Ei contribuiau din puținul lor, dar de aici un pic de colombie și își făcea suficient ca să poată construi biserici, să plătească existența unui preot și a unui învățător confesional, fiindcă școlile erau ale bisericii, ale confesiunii ortodoxe și aveau aprobarea și recunoașterea statului maghiar și erau controlate de lui ca să nu facă agitație împotrivă. Dar subtilitatea cu care citeau preoții și învățători să lucreze i-a făcut ca să poată depăși greutățile, să creeze între români un curent puternic de dorință de a se uni cu țara, încât neexprimat puternic de manifestări, el era latent și puternic în fiecare dintre românii de atunci. Și a trebuit doar să vină clipa favorabilă care s-a creat prin Libertatorul întâi mondial, când de la 1914, a început acest război gratis, a destrămat să ne unim ca patria să fie una pentru toți.
altar se aduce jertfă de cuvenită a Euului nostru bun. Să facem religie din patriotismul nostru, precum am făcut religie din naționalismul nostru. Iubiții mei, alături de El era și profesor Vasile Marea, despre care un elev de-al lor, Gheorghe Ciocanu, a ajuns preot de treci cu responsabilitate. Sfântul lor, zice, când îi auzeam vorbind, îi idolatrizam. Așa erau de pătrunși de cuvintele cu care vorbeam. Așa erau de puternici cuvântul cu care mă împărtășeam din dragostea lor, ca să aprinde dragostea noastră și pentru biserică și pentru mine. Și au făcut, așa cum spune episcopul Ciocanu, au făcut altar din dragostea de ea, altar din dragostea de biserică. Și așa s-a putut ajunge ca în 1918 se poate aduna la Alba peste 100.000 de români care se proclame într-un singur plan, vrem să ne unim în țară. Și fără condiții, și-am subliniat acest fapt, fiindcă acolo au fost prezenți și uniți, și greco-catolici, care puneau condiții, spuneam că să se facă independența Transilvaniei, după ce se face independență, să se unească cu țara. Și atunci, ortodoxii și-au impus punctul de vedere, și-au respins acest fapt și-au zis, vrem să ne unim cu țara fără condiții. Și asta a venit și s-a proclamat la 1 decembrie 1918, pe timpul Grigorea de la Alba Iulia, această dorință a tuturor s-a realizat unirea cu țara mamă și în felul acesta a devenit anul 1918, cel mai frumos an din istoria României. Până atunci, n-a fost decât o clipă trecătoare proclamația de Mihai Mintea, dar acum a devenit o forță care s-a impus în fața lumii, fiindcă la Alba Iulia n-a fost numai o adunare a 100.000 de oameni, ci a fost o adunare de reprezentanți a milioane de locuitori românei Transilvaniei, la care s-au adăugat și din celelalte ținuturi, pentru că în clipele acestea de destrămare a Imperiului Habsburg și a Imperiului Rus, cea din tâi bucurie a unei exprimări a iubirii a venit din partea pastrabenilor care la 27 martie 1918, în sfatul țării, au proclamat și dorința de a se uni cu țara. Și aceasta pentru că nu erau numai pastrabeni, erau și români ardeleni care au fugit din țara românească, de bună oră, unui Sifon Ghiu care era din mărginimea Sibiului, care își trăia viața în Basarabia și împreună cu cei care au condus atunci viața românească în Basarabia, Vasile Stroiescu, un nume care nimeni nu prea știe.
Vasile Troiescu a fost un basarabean, un om foarte bogat, un moșier, dar care avea o imagine atât de frumoasă a ceea ce înseamnă a fi român, încât din bogăția lui a făcut să ajungă ajutoare și la școala teologică din Arad, și la bucățica, o bucățică din țară românească care se numește Teiuș, unde am avut bucuria să fiu elev de școală acum 75 de ani. Acum 75 de ani am terminat liceul și am locuit într-un internat care a fost construit cu ajutorul acestui Vasile Troiescu. Din Basarabia a fost până într-un târg pierdut și care n-a venit întâmplător, ci a aflat că în orășelul acesta mic, Beiuș, greco-catolicii au întemeiat un liceu care anul acesta împlinește 109 de ani și care a fost făcut ca să-i facă pe ortodoxii care veneau la școală să cunoască religia greco-catolică, să despartă de biserica ortodoxă. Și ortodoxul Vasile Troiescu din Basarabia a venit ca să construiască un internat în care să fie întreținut elevii de la liceu ca să nu fie dependenți material de greco-catolici. Și alături de Vasile Troiescu, atunci în martie 2000, a mai fost și acest Onisim Fărbinu, care era din mărginimea Sfântului, cum am zis, și care împreună cu un local de Pan-Panipa, Pan-Panipa, și cu Ion Zuzdeanu, care va deveni mai târziu președintele Curții de Casație din țara românească, în sfatul țării și toți reprezentanții au fost cei din tâi care au proclamat dorința românilor de a se uni cu țara românească. Și mai târziu, din Bovina, glasul celor răsucăriți, care acum de să Imperiul Habsburgii, au putut să-și exprime dorința și bucovinenii din țara Varilor au proclamat și dorința de a se uni cu țara și un român care îi reprezenta Iancu Flotul, a venit cu petiția scrisă și semnată de toți reprezentanții românilor, au venit la Iași și a fost ca un medicament pentru cineva bolnav și bolnav. Pentru că atunci, în timp de război, regele Ferdinand și toată oastea s-au retras la Iași. Era înainte de frontul de la Mărășești, și atunci i-au venit ca și cu medicament în teritoriu și au prezentat regele dorința bucovinenilor de a se uni cu țara atunci când Imperiul Habsburgului se derma. Și atunci s-au adunat și la Alba Iulia românii din tot Ardeal și prin 1228 de reprezentanți aleși în mod liber, democratic, am să zicem cuvintele, să-i reprezinte pe ceilalți sute de mii și milioane prin hârtii semnate pe care din fiecare parte a Arteanului le-a adus acești reprezentanți care s-au unit la Alba Iulia în sala unii, cum se numește astăzi,
pot de Băsești a prezentat această adunare care a proclamat unirea cu țara și erau acolo pe estrada ridicată în mijlocul poporului după ce s-a ținut adunarea care a analizat validitatea reprezentării tuturor românilor ca să poată să proclame unirea, atunci s-au așezat pe stradă în fața mulțimii reprezentanții religiei. Erau episcopii ortodoși, era Ioan Paul, episcopul de la Arad, și Miron Crista, episcopul de la Caracele. Era episcopul Demetriu Radu și Iuliu Hosu de la greco-catolici și toți ceilalți reprezentanți ai românilor și unde diaconul Vasile Gormiș, secretarul episcopiei de la Oradea, care și a redactat o proclamație către popor, a citit această proclamație aclamată de toată mulțimea care a auzit-o și din clipa aceasta s-a creat noul stat român, o Românie mare întregi, o Românie cum n-a fost niciodată decât o clipă trecătoare și de aia, o Românie care a devenit de-abia 22 de ani, fiindcă dintre toate popoarele lumii, singuri ruși n-au recunoscut niciodată tratatul de pace care recunoștea granițele României mari. De aceea, în 1940, au cerut să ocupe din nou Basarab și partea de nord a Bucovinei, așa cum o țin și astăzi dependentul Basarab, ca să nu poate fi una cu țara Bucovinei. Și frații sunt îndreptățiți să vorbesc în fața frăților voastre, deși așa de mult. Fiindcă eu am în ascendenții mei pe tata care și pe bunicul care au participat la Marea Adunare de la Alba Iulia și s-au alăturat tuturor celor care vrem să ne unim în țară. Și în acest registru pe care îl intitulează Cronica Parohiei, scrisă de tatăl meu, mult după ce a trecut vremea de 1978, dar e cutremurător să citești după atâția ani, după 100 de ani de la mine, după ce au trecut, câți au trecut până când tatăl meu a fost prezent acolo. El era în al 80-lea an de viață, de-a scris lucrul acesta. Și te cutremură și te înveți cu câtă dragoste și cu cât entuziasm alergau românii sute de kilometri ca să poată ajunge la altă. Ori astăzi, cu durere, vedem că e greu să te ocupi din apartament, să te duci la
20 de metri în școală, să pui dar pentru ceea ce te îndeamnă biserica și ar trebui și conștiința fiecăruia, fiindcă ceea ce se petrece acum la referendum nu este un vot politic, ci un vot mai mult religios, fiindcă votăm și recunoaștem creștinii, recunoaștem ceea ce a făcut Dumnezeu, că a făcut Dumnezeu bărbați și femeie, care se duc în viața împreună, crește și pământiți și stăpâniți pământul. Acest lucru îl recunoaștem în referendumul de acum, fiindcă păcatul de face pe multe oameni se uite că depinde de Dumnezeu și că viața lor nu este decât o scânteie pe care Dumnezeu o va stinge într-o. Dar de pe rău fac aceștia pentru sufletele oamenilor și oamenii nu-și dau seama cât depinde de votul de acum atitudinea viitoare acestor detractori ai credinței străbune. Și dacă aș sta să compar entuziasmul cu care au mers atunci, fără să gândească ce nu se va întâmpla, bună oară strămoșii mei de la Oradea au parcurs sute de kilometri cu trenuri neîncălzite, era de ce și pe ilustrata care s-a păstrat de atunci, episcopul Miron Cristea, este acoperit cu o pătură luată dintr-o perniță, că era frânsă. Și toți câți au venit acolo și mai acoperiți mai departe, au venit cu perniță, unii pe jos, unii cu mâncare puțin întrează și spune tatăl meu acolo, în cronica lui, atât de frumos. Toți moții s-au coronat sub comanda ofițerilor și ei au păstrat ordinea, fiindcă în timpul acesta hoardele de bolșevici din armata care se destrăma a Ungariei erau potrivnici românilor și căutau să le facă ori moții s-au organizat militarește și-au păstrat ordinea în timpul acela când totul se destrăma. Dar dragostea de țară și de biserică i-a făcut pe toți să fie atât de puternic în dorința lor de a exprima unirea cu țara, încât au învins orice greutăți care au fost în care au. Iar noi astăzi nu putem învinge comunitatea ca să mergem să putem. De aceea, frate, dacă e cineva într-unul ceva, chiar când suntem în ziua și în altă dată, să mergem să votăm. Și un vot contează. Poate că e tocmai cel care face majoritatea necesară în acest moment. Fiindcă noi nu avem altă gândire de noapte să ne arătăm dragostea față de țară, față de biserică. Ne luptăm cu tot felul de ne ascunțim între noi cu tot felul de invectivi și în loc de idealuri naționale și frumoase, sunt tot felul de invective, de pervertire, de trădare, de câte altele, care n-au dat într-un popor de
despre care la un moment dat un geograf german spunea că e un popor unit și cultivat până la cel mai mare grad al civilizației. Așa era un popor înainte de a fost deteriorată viața morală de puroi bolșevici. A fost un moment din istorie, în 1948, când era o dorință națională de a se schimba viața. Ori atunci au venit slujile bolșevicilor, i-au dat în închisoare pe toți cei care s-au manifestat potrivit cele și nu este cunoscut fraților patru suferințele celor din închisori, de la Arăta, de la Gheorghe, de la Pitești, mai mult, de la Mislea, unde femeile atât de delicate ființe au putere de suferit temințele acestea grele. Și cu toate acestea, când vedem pelerinajele care se fac la Sfânta Cuvioasă Paraschiva, unde vedem zeci de mii de români la mănăstirea de la Nicula, în Ardeal, când iarăși vezi mii de oameni care merg și se prosternă și merg în corul biserica, în genunchi și se roagă Dumnezeu. Și toate lucrurile, și mai ales impresionant, modul în care arămășenii, acești daci de își manifestă și acum credință. Iar noi, ceilalți, suntem și pe cel astăzi, cât ar trebui să fim atât de entuziasmați și să spunem în gura mare și puternică, foarte vrem, acum nu se nimic în țară, deși și acum sunt Basarabia și Bucovina de parte de unitatea românească. Și, iubiții, așa cum am spus, sunt îndreptățit ca urmaș al acestor câțiva pe care am cunoscut. Tatăl meu mai ales, care în afară de faptul că mi-a istorisit oral multe din aceste lucruri și dacă m-am avut curaj și eu să intru în urgia comunistă, să fac închisoare, să găsesc 16 ani în viață, e pentru că m-am cuminecat, să zic așa, cu dragostea de biserică și de țară a părinților, a bunicului și a celor care am fost. Fiindcă am scris o carte în care ziceam doi mundioniști din Husasău de Criș. Husasău de Criș este un stat pierdut pe malul Crișului de Criș. Preoții Gabriel de Ogan și Gheorghe de Ogan. Aici, în acest stat, am stat ascuns 5 ani de zile. Și nu m-a trădat eu ziceam de mine, știu de mine, e de mătrani. Dar când a fost arestat, mai bine de jumătate de arestat, se întrebau, fiind de bine virus, să fie arestat. Fiindcă toți știau că ar fi de mătrani. Ori în acest sat a fost tatăl meu, originar din acest sat,
iar Gabriel Iohan era tatăl părintele pe animații Ioan Iohan, a cărui numele era de mănăstirea de la Vlad Iubirei, pe care comuniștii au spart-o cu tancurile, care a ajuns și a terminat mănăstirea de la Recea, pe lângă Târgu București, și tatăl meu. Iar a doua carte este preotul Nicolae Manța, bunicul meu din Domnul, care era preot atunci și împreună cu ei au fost la Alba Iulia și vine a treia, din luna e albastră mai caldă și vine și jurorile ca să fie tricolorul ca în flamurile acestea. Unde va fi vorba despre preotul Iosif Cărău și Pavel Manța, care nu e altcineva decât tatăl celui care a fost ministru al învățământului într-o vreme, în perioada comunistă și ambasador la Iorul și la Iorul, și care a venit în anul acesta, în 20 mai, și care a scris o carte, Secolul meu scurt, în care se prezintea că nu va ajunge 100 de ani, a trăit numai 90 de ani. Și care acolo istorisește clipa în care el, ca student, a trecut în tabăra comunistă. Zice, în cartea lui Secolul meu scurt, când a auzit de hotărârea mea, au venit la mine trei prieteni și spune ea atunci, între care și un student la teologie, acela era mine. Dar ceea ce subliniez eu și ceea ce a fost de subliniat în toată activitatea, el zice, cei trei au ales calea eroică, fiindcă toți acești trei am făcut visoare. Iar eu am ales calea pragmatică. Și el s-a spus mai bine ordinat și a fost un romin ascuns din învățătura comunistă, din conducerea comunistă, dar a lucrat cu conștiință de romin. Că tot ceea ce face, o face pentru țara românească, nu pentru regimul comun. Și tatăl lui a fost un om foarte credincios și membru al oastei Domnului, cei care știu țara. Într-o vreme. Și în memoria lor, în luna trecută, în septembrie, am ridicat în satul de natal un monument, monumentul Marii, unde în mozaic, ca mozaicul frumos care ieși la această biserică, în mozaic am făcut portretele episcopilor care le-a fost învățători și profesori acestor preoți luptători pentru unitatea poporului român pe care i-a pomenit. Și pentru aceasta este anul 1918, cel mai frumos an din istoria. Să dea Dumnezeu medie de învățătură pentru toți și dacă e unul dintre dumneavoastră care n-ați văzut încă, până la ora nu că se mai poate. Să nu lăsați să treacă sănătate și bucurie să vă trăiți. Vă mulțumim de profesor.